Dacă ai între 70 și 80 de ani și poți încă să faci următoarele 15 lucruri, este o bijuterie rară. Dacă ai ajuns la 70 sau 80 de ani și încă desfășori activități pe care mulți le consideră provocatoare, felicitări! Acesta este un semn de vitalitate, reziliență și îmbătrânire sănătoasă. În acest videoclip vei descoperi 16 lucruri care arată cât de unică este energia pe care o mai ai. O adevărată bijuterie rară pe care vârsta nu a șters-o. Fiecare dintre aceste 15 activități este un test al forței fizice, mentale și emoționale de-a lungul anilor. Menținerea abilităților care necesită mobilitate, autonomie și o minte activă este un adevărat dar. Să explorăm ce înseamnă să fii printre puținii care rămân puternici în atât de multe domenii, menținând o calitate a vieții inspiratoare. Vrei să știi dacă ai totul la zi și te simți mândru de realizările pe care această vârstă le-a adus? Vino cu noi și află dacă îmbătrânești sănătos, cu voință și, cel mai important, profitând la maximum de această fază a vieții. Să începem! Mergi fără dificultăți. Menținerea unei rutine de mers pe jos este un semn grozav de sănătate și energie. Dacă poți încă să mergi cu plăcere, fără a simți oboseală extremă sau durere, aceasta arată că mobilitatea ta este păstrată, unul dintre cei mai mari indicatori ai unei calități bune a vieții. Mersul regulat ajută la întărirea mușchilor inimii și menține corpul activ, prevenind multe probleme de sănătate. Mersul constant aduce de asemenea beneficii pentru sănătatea mentală. În timpul unei plimbări, creierul eliberează endorfine care ajută la combaterea stresului și promovează o stare de bine. În plus, mersul este un timp pentru a te relaxa, a te bucura de mediu și a reflecta asupra vieții, contribuind la un stadiu pozitiv al minții. Studiile arată că persoanele care mențin o rutină de activități fizice, cum ar fi mersul, au un risc mai mic de a dezvolta boli cronice. Mersul, în special la vârsta înaintată, este dovada că corpul răspunde încă bine la mișcare și că îmbătrânirea a fost însoțită de îngrijirea sănătății. Dacă ești printre cei care reușesc încă să mențină această rutină, știe că această practică este unul dintre cele mai bune daruri pe care ți le poți oferi. Mersul înseamnă mai mult decât a-ți mișca corpul. Este o sărbătoare a vitalității și dispoziției tale. Urcă scările cu ușurință. Urcarea scărilor necesită forță, echilibru și abilități de anduranță care devin mai provocatoare pe măsură ce anii trec. Dacă poți încă să urci și să cobori scările cu ușurință, este un semn puternic că sănătatea ta fizică este bine păstrată. Această mișcare lucrează în principal picioarele, întărind mușchii esențiali pentru menținerea stabilității corpului. Această abilitate este de asemenea un test de echilibru și coordonare. Când urci scările, îți provoci corpul să mențină controlul și să răspundă rapid la mișcări. Fiecare pas este un exercițiu de încredere arătând că menții forța necesară pentru a te mișca în siguranță. Urcarea scărilor regulat ajută la îmbunătățirea circulației sanguine și crește anduranța cardiovasculară. Aceste beneficii sunt esențiale pentru vârstnici, deoarece contribuie la menținerea sănătății inimii și ajută la prevenirea problemelor legate de tensiunea arterială și colesterol. Dacă te simți încă confortabil în fața scărilor, sărbătorește această abilitate. Urcarea scărilor nu este doar un act simplu, ci este o reflecție a forței tale, independenței și a stării fizice bune pe care ai muncit să o păstrezi de-a lungul anilor. Prepară-ți propriile mese. Gătitul meselor proprii este o abilitate care implică autonomie, creativitate și grijă pentru propria sănătate. Dacă te simți încă confortabil în bucătărie, fie că prepari feluri simple sau ceva mai elaborat, aceasta indică un nivel ridicat de independență. Gătitul este, de asemenea, o modalitate excelentă de a avea grijă de dieta ta și de a asigura o alimentație sănătoasă. Prepararea meselor proprii îți permite să alegi ingredientele potrivite, evitând produsele procesate și menținând o dietă echilibrată care contribuie la bunăstare și ajută la prevenirea bolilor. În plus, practica gătitului stimulează mintea. Alegerea rețetelor, amintirea ingredientelor și monitorizarea timpului de preparare sunt activități care ajută la menținerea creierului activ și concentrat. Exercițiul memoriei și raționamentului. Dacă bucătăria este încă parte din viața ta de zi cu zi, felicitări! Gătitul este o abilitate care nu doar că reprezintă independența ta, ci arată și grija ta pentru tine prin menținerea unui stil de viață sănătos și împlinitor. Amintește-ți datele și întâlnirile. A avea o memorie activă și ați aminti datele sau angajamentele importante, arată că sănătatea ta mentală este în stare excelentă. Această abilitate este un indiciu puternic că creierul tău funcționează bine și că ai investit în activități care ajută la menținerea minții ascuțite. A-ți aminti datele și întâlnirile nu este doar o chestiune practică, ci este o modalitate de a menține legăturile emoționale cu prietenii și familia arătând că apreciezi aceste relații. Acest tip de memorie este asociat cu emoții pozitive și întărește conexiunea ta cu persoanele din jurul tău. Abilitatea de a-ți aminti detaliile cotidiene este de asemenea un exercițiu de încredere în sine. Știind că te poți baza pe memoria ta, este o sursă de siguranță și independență, fără a avea nevoie de atât de mult ajutor extern pentru a-ți organiza rutina. Dacă poți încă să-ți amintești datele și întâlnirile cu ușurință, continuă să încurajezi această abilitate. Este unul dintre cele mai clare semne că mintea ta este sănătoasă, păstrându-ți autonomia și o conexiune vie cu cei care fac parte din viața ta. Conduc cu încredere. Conducerea este o abilitate care necesită atenție, reflexe rapide și coordonare motorie. Dacă te simți încă încrezător la volan, acesta este un semn grozav că corpul și mintea ta sunt bine aliniate. Menținerea acestei abilități la vârsta înaintată arată că reflexele și capacitatea de reacție rămân ascuțite. Practica conducerii oferă, de asemenea, independență și libertate. A putea veni și pleca fără a depinde de alte persoane este un simbol al autonomiei. Iar această abilitate aduce un sentiment de control asupra propriei rutine. Această încredere la volan. Arată că continui să stăpânești o activitate complexă, care implică atât concentrare, cât și responsabilitate. În plus, conducerea ajută la exercițiul memoriei tale și la luarea rapidă a deciziilor. A fi nevoit să-ți amintești traseele, semnele și să reacționezi la situații neprevăzute menține creierul activ și atent. Un adevărat exercițiu mental. Dacă conduci în continuare în siguranță, este ceva de care să fii mândru. Această abilitate reprezintă nu doar independența ta, ci și o reflexie că trupul și mintea ta rămân pregătite să facă față provocărilor zilnice. Îngrijirea grădinii sau a plantelor. Îngrijirea plantelor sau a unei grădini implică răbdare, atenție și o bună dozare de afecțiune. Dacă menții încă această practică, este un semn că apreciezi contactul cu natura și că ai energia necesară pentru a avea grijă de alte vieți. Această activitate este, pe lângă faptul că este plăcută, o modalitate excelentă de a rămâne activ. Grădinăritul necesită abilități motorii fine și forță pentru a efectua sarcini precum plantarea, udarea și tăierea. Aceste activități ajută la exercițiul mușchilor și menținerea flexibilității, contribuind de asemenea la sănătatea mentală prin reducerea stresului și promovarea bunăstării. Îngrijirea plantelor stimulează de asemenea mintea ați aminti să uzi, să tai și să înțelegi nevoile fiecărei plante, sunt exerciții pentru memorie și concentrare. Aceasta menține creierul tău activ și angajat și oferă un mediu verde și plăcut acasă. Dacă dedici încă timp grădinii tale sau plantelor tale, aceasta este o practică care aduce nu doar beneficii fizice, ci și emoționale. A avea grijă de plante înseamnă a avea grijă de propria ta liniște și fericire. Transportă cumpărăturile cu ușurință. A transporta alimente necesită forță fizică și anduranță, iar dacă poți încă să efectuezi această sarcină fără dificultăți majore, acesta este un semn că starea ta fizică este bună. Ridicarea pungilor de cumpărături, chiar dacă sunt ușoare, ajută la menținerea mușchilor activi și la păstrarea forței în mâini, brațe și spate. Această sarcină de zi cu zi necesită, de asemenea, echilibru și coordonare, mai ales dacă trebuie să cari mai multe pungi în același timp. A avea această abilitate este o reflexie a independenței tale și arată că ești pregătit fizic să faci fața activităților cotidiene. În plus, transportul alimentelor este o modalitate practică de a menține corpul în mișcare și de a-ți exercita mușchii într-un mod funcțional. Activități precum aceasta ajută la îmbunătățirea circulației și menținerea flexibilității articulațiilor. Dacă poți încă să-ți transporti cumpărăturile cu ușurință, profită de această abilitate. Fiecare vizită la piață poate fi văzută ca o mică sesiune de exerciții care ajută la menținerea vitalității și autonomiei tale. Practică exerciții ușoare. Practica exercițiilor ușoare, cum ar fi întinderile, mersul sau yoga, este esențială pentru menținerea flexibilității și forței la vârsta înaintată. Dacă poți încă să practici aceste activități regulat, este un semn puternic că corpul tău este bine condiționat și că sănătatea ta fizică este păstrată. Exercițiile ușoare ajută de asemenea la îmbunătățirea stării de spirit și reducerea stresului. Mișcarea corpului determină creierul să elibereze endorfine, oferind o senzație de bine și relaxare. Acest tip de activitate contribuie atât la sănătatea fizică, cât și la cea mentală. Fiind esențial pentru o calitate bună a vieții. În plus, menținerea unei rutine de exerciții este o mărturie a disciplinei și îngrijirii de sine. A lua timp pentru a te mișca și a avea grijă de corpul tău arată că apreciezi sănătatea ta și înțelegi importanța activității fizice pentru o îmbătrânire sănătoasă. Dacă rămâi activ cu exerciții ușoare, felicitări! Această practică este unul dintre pilonii pentru o viață lungă și sănătoasă și reflectă angajamentul tău față de bunăstarea ta. Ai o viață socială activă. Menținerea unei vieți sociale active la vârsta înaintată este un indicator grozav al sănătății emoționale și bunăstării. Dacă te întâlnești încă cu prietenii, Particip la activități de grup sau menții contact frecvent cu familia, aceasta arată că apreciezi conviețuirea și înțelegi importanța legăturilor sociale pentru calitatea vieții. Interacțiunea socială stimulează creierul, ajutând la păstrarea memoriei și prevenind singurătatea și izolarea. Studiile arată că persoanele cu vieți sociale active au un risc mai mic de a dezvolta depresie și alte condiții de sănătate mentală. A avea o rețea de prieteni și familie oferă un sentiment de apartenență și sprijin emoțional. Știind că te poți baza pe persoanele din jurul tău, este esențial pentru a face față provocărilor și a sărbători realizările, aducând mai multă ușurință în viața de zi cu zi. Dacă participi încă la activități sociale, continuă să cultivi aceste momente. Ele nu doar că îți întăresc starea emoțională ci reprezintă și o grijă pentru sănătatea ta mentală și o modalitate de a rămâne conectat la lume. Fă reparații minore acasă. Abilitatea de a face mici reparații în jurul casei este un semn de independență și voință. Dacă încă desfășori sarcini precum schimbarea unei becuri, repararea a ceva stricat sau ajustarea mobilierului, aceasta arată că menții au autonomia în sarcinile practice de zi cu zi. Aceste reparații necesită coordonare motorie, forță și raționament, deoarece este necesar să identifici problemele și să găsești soluții. Aceste activități sunt o modalitate de a-ți exercita atât corpul cât și mintea, contribuind la menținerea sănătății tale fizice și mentale. Abilitatea de a rezolva probleme mici acasă este de asemenea un factor de încredere în sine. Efectuarea acestor sarcini fără a depinde de alții întărește sentimentul de independență, ceva foarte valoros la vârsta înaintată. Dacă încă te ocupi de mici reparații acasă, această abilitate este o realizare care arată cât de mult ți-ai păstrat autonomia și reziliența. Fiecare sarcină finalizată este o dovadă că forța și dispoziția ta rămân ferme. Citește fără dificultăți. Dacă poți citi cu ușurință, fie că este vorba de cărți, ziare sau mesaje, aceasta indică faptul că vederea ta este bine păstrată și că continui să îți exerciți mintea. Cititul este unul dintre cele mai bune obiceiuri pentru a menține creierul activ, îmbunătățind concentrarea și vocabularul. Pe lângă faptul că este o sursă constantă de învățare și divertisment, cititul este de asemenea o modalitate de a rămâne informat și la curent cu lumea. Când citești, te conectezi cu idei, povești și informații noi care îmbogățesc mintea și te ajută să menții o viziune deschisă și curioasă asupra lumii. Cititul regulat poate ajuta la reducerea riscului de declin cognitiv prin stimularea zonelor creierului legate de memorie și raționament. Acest obicei menține creierul sănătos și contribuie la o minte agilă și pregătită să absoarbă informații noi. Dacă încă îți place să citești, profită de acest timp pentru a te hrăni cu cunoștințe și a-ți îmbogăți imaginația. Cititul este un privilegiu și o plăcere care poate transforma orice moment într-o oportunitate de creștere personală. Fii la curent cu tehnologia. Adaptarea la tehnologie la vârsta înaintată este un semn de flexibilitate și voință de a învăța. Dacă folosești telefonul mobil, computerul sau rețelele sociale pentru a comunica și a obține informații, aceasta arată că rămâi la curent și deschis la schimbări. În era digitală, tehnologia îți permite să rămâi în contact cu prietenii și familia chiar și de la distanță, ceea ce întărește legăturile și ajută la combaterea izolării. În plus, a învăța să te descurci cu dispozitivele electronice este o provocare care stimulează raționamentul și memoria. Menținerea creierului în activitate constantă folosind tehnologia deschide de asemenea o lume de posibilități, cum ar fi accesarea știrilor, vizionarea videoclipurilor și chiar practicarea hobbyurilor. Această conexiune cu lumea digitală este un pod către noi experiențe, extinzându-ți orizontul și aducând informații și divertisment la îndemâna ta. Dacă ești la curent cu tehnologia, continuă să explorezi acest univers. Este o abilitate care îmbogățește viața și oferă noi modalități de a te conecta, a învăța și a împărtăși momente cu cei din jur. Dormi bine. A avea o calitate bună a somnului este esențial pentru sănătate și bunăstare, iar dacă poți încă să dormi bine, aceasta indică faptul că trupul și mintea ta sunt în echilibru. A dormi adecvat ajută la menținerea sistemului imunitar puternic, îmbunătățește memoria și contribuie la o stare de spirit mai stabilă. Somnul odihnitor este esențial pentru ca trupul să se recupereze după activitățile zilnice, mai ales la vârsta înaintată. În timpul somnului, corpul reglează hormonii, repară țesuturile și consolidează amintirile, ceea ce este esențial pentru sănătatea fizică și mentală. Somnul bun beneficiază de asemenea inima și ajută la controlul tensiunii arteriale. Odihna adecvată permite corpului să funcționeze mai eficient și îmbunătățește starea ta de spirit pentru activitățile din ziua următoare. Dacă poți menține un tipar de somn sănătos, sărbătorește această realizare. Calitatea somnului reflectă calitatea vieții, iar a avea grijă de acest aspect înseamnă a avea grijă de sănătatea ta în ansamblu. Gestionează-ți propriile finanțe. Gestionarea finanțelor este un semn grozav de independență și capacitate de planificare. Dacă încă îți gestionezi cheltuielile, Faci planuri financiare și te organizezi pentru a-ți atinge obiectivele. Aceasta arată că ai control total asupra acestei părți importante a vieții. Gestionarea finanțelor necesită concentrare, raționament și organizare. Abilități esențiale care mențin creierul activ. Abilitatea de a face față problemelor financiare este un exercițiu continuu de memorie și luarea deciziilor. Această abilitate oferă de asemenea siguranță și liniște sufletească deoarece a ști că controlezi situația ta financiară este un factor de stabilitate. Autonomia financiară înseamnă că poți planifica alegerile tale liber, bucurându-te de ceea ce viața are de oferit. Dacă încă îți gestionezi finanțele, aceasta este o reflecție a responsabilității tale și a angajamentului față de bunăstarea ta. Este o abilitate valoroasă care reprezintă independența ta și cât de mult ai grijă de tine. Fii pozitiv în legătură cu îmbătrânirea. A face față îmbătrânirii cu o atitudine pozitivă este una dintre cele mai mari forțe pe care le poți avea. Dacă accepti această fază a vieții cu optimism, privești provocările cu ușurință și apreciezi experiențele, aceasta demonstrează o reziliență și o maturitate inspiratoare. Menținerea unei perspective pozitive asupra îmbătrânirii ajută la reducerea stresului și crește satisfacția vieții. Studiile arată că persoanele care acceptă procesul de îmbătrânire: au o sănătate mentală mai bună și tind să trăiască mai mult. Acceptarea îmbătrânirii înseamnă, de asemenea, a înțelege valoarea fiecărei faze a vieții, apreciind ceea ce ai realizat și amintirile pe care le-ai creat. Această perspectivă aduce liniște și te ajută să te concentrezi asupra lucrurilor bune pe care viața le oferă încă. Dacă abordezi această fază cu pozitivitate, continuă să cultivi această mentalitate. O atitudine pozitivă transformă modul în care trăim și ne face să ne bucurăm de viață cu mai multă bucurie și recunoștință. Ai grijă de aspectul personal. A avea grijă de aspectul tău este o demonstrație de stimă de sine și respect pentru tine. Dacă menții încă obiceiul de a te pregăti, de a-ți alege hainele și de a avea grijă de detalii legate de aspectul tău, aceasta arată că apreciezi îngrijirea de sine și te simți bine în pielea ta. Această grijă pentru aspect depășește vanitatea. Este o modalitate de a avea grijă de sănătatea ta mentală și de încrederea în sine. A te pregăti ajută la întărirea stimei de sine și te face să te simți mai entuziast și pregătit pentru viața de zi cu zi. Practica de a avea grijă de aspectul tău promovează de asemenea o rutină care aduce un sentiment de structură și scop. A dedica timp pentru tine reflectă faptul că te apreciezi și ai grijă de bunăstarea ta. Dacă continui să ai grijă de tine, aceasta este o realizare demnă de sărbătorit. Menținerea îngrijirii de sine arată că te vezi în continuare cu grijă și păstrează o parte importantă a bunăstării tale emoționale, îmbătrânire sănătoasă. Ajunge la vârsta de 70 sau 80 de ani cu voința de a desfășura aceste activități este o realizare care merită recunoaștere. Fiecare dintre aceste abilități Arată cât de mult ai avut grijă de corpul și mintea ta de-a lungul anilor, păstrând sănătatea și vitalitatea. Această îmbătrânire sănătoasă nu este rezultatul întâmplării, ci mai degrabă rezultatul dedicării, îngrijirii de sine și alegerilor conștiente. Îmbătrânirea sănătoasă este în mare parte despre adaptare și continuitate. Rămânând activ, implicat social și deschis la schimbare. Îți permite să continui să te bucuri de viață cu energie și scop. Nu este vorba doar despre ceea ce poți face încă, ci despre calitatea cu care îndeplinești acele sarcini, arătând că timpul a trecut, dar spiritul tău rămâne puternic. A fi o bijuterie rară, așa cum am spus la început, este despre a depăși limitările vârstei și a continua să urmărești activități care îmbogățesc viața. Fiecare realizare, oricât de mică ar părea, reprezintă un pas către o viață mai completă și mai fericită. Faptul că continui să practici aceste abilități dovedește cât de bine îmbătrânești și cât de mult profiți de fiecare moment. Și dacă ai ajuns până aici, felicitări pentru această călătorie incredibilă! Fie ca fiecare astfel de abilitate să continue să fie un memento că vârsta este doar un număr și că esența și vitalitatea ta sunt eterne. Fie să continui să strălucești ca această bijuterie rară, inspirând pe toți cei din jurul tău, dacă ți-a plăcut acest videoclip și te-ai identificat cu aceste abilități pe care le-am arătat, nu uita să te abonezi la canal și să lași un like, împărtășind cu prietenii și familia care pot fi de asemenea mândri de realizările pe care vârsta le-a adus. Și dacă vrei să continui să vizionezi conținut pe canalul nostru. Atunci verifică aceste două videoclipuri care au apărut pe ecran. Toate cele bune!